Hey guys! Astăzi am revenit cu un nou clip și anume părerea mea despre La Roche-Posay Effaclar după o lună de zile după ce am folosit produsele. Timp de lună de zile, în fiecare seară am folosit gelul Effaclar să mă spăl pe față cu el după demachiere și recunosc că au fost și anumite dimineți în care l-am folosit pentru că pur și simplu am simțit nevoia. Adică cumva mi-am simțit tenul puțin mai gras și am zis că vreau să-l folosesc ca să-mi curăț mai bine tenul. Ce am observat este cam același lucru ca și după o săptămână, că nu usucă tenul, nu ustură, adică nu deranjează pielea cu nimic, lasă o senzație fresh pe ten și îmi place că curăță foarte în profunzime tenul. În fiecare dimineață și în fiecare seară am folosit Effaclar Duo Plus și la fel hidratează foarte bine tenul, nu am simțit să mă deranjeze chestii de genul, nu știu, usturimi sau arsuri sau înțepături sub nicio formă. Mirosul este în continuare foarte plăcut, intră foarte repede în piele, adică toate caracteristicile astea pe care le-am observat după o săptămână au rămas la fel și după o lună de zile. Ca rezultate am observat că producția de sebum s-a redus, adică înainte mă trezeam un bec și pe timpul zilei mă transformam într-un bec, ceea ce acum nu a fost deloc cazul. Am mai observat că nu am mai avut erupții, adică nu am mai avut coșuri active, am avut o singură dată un coș activ care într-o zi jumate aproape că s-a vindecat complet, hai să zicem 2 zile, în 2 zile s-a vindecat și nu s-a vindecat la mod de să se usuce urât cu toată pielea din jur, adică tocmai nu se usca, ci se vindeca, pur și simplu se retrăgea încet încet, nici măcar nu a pocnit sau ceva de genul. De asemenea, nu mi-a rămas semn după acel coș activ și am observat că semnele sau petele mai vechi pe care le aveam de la alte coșuri au dispărut, adică chiar au dispărut. Și ce mi-a plăcut foarte mult este că am observat că pe nas s-au redus punctele negre. Mie asta mi se pare super, super tare, adică chiar sunt reduse, nu au dispărut complet, am folosit doar o lună de zile. Eu, sincer, după o lună de zile sunt foarte mulțumită de produse și oricum eram mulțumită de Effaclar Duo Plus și îl foloseam de ceva timp. Am avut o perioadă în care nu l-am mai folosit pentru că am vrut să încerc alte produse, dar acum, cumva, după luna asta și după testul ăsta, mi-am adus aminte cât de mult îmi place produsul și vă zic sincer că o să-l mai vedeți printre favorite, o să-l mai vedeți printre produse pe care le folosesc des și chiar vi-l recomand din suflet pentru că eu chiar cred că este un produs foarte, foarte bun. Am văzut rezultate pe mine și văd rezultate pe mine zilnic. De asemenea, vreau să vă aduc aminte că orice tratament funcționează și veți avea rezultate atunci când îl folosiți în mod consecvent, când sunteți foarte riguroși cu tratamentul vostru și îl folosiți în fiecare zi, fără să săriți peste zile. Sau ok, mai sari o zi, dar să nu fie ceva de genul îl mai folosesc din când în când, că atunci nu veți avea rezultate. Cel mai indicat ca să vă tratați acnea și să aflați exact ce vi se potrivește vouă este să cereți sfatul unui specialist sau să mergeți la medicul dermatolog, pentru că fiecare persoană în parte are alte nevoi și nu este ok să începeți să vă tratați voi de capul vostru. V-am mai zis chestia asta, dar prefer să o repet pentru că mi se pare un aspect foarte, foarte important. Și ce mai voiam eu să vă zic este că dacă vă duceți în farmacii și luați această broșură care are 6 eșantioane cu produse La Roche-Posay, completați un chestionar și cumpărați unul din aceste produse în full size, veți primi un kit de îngrijire a tenului gras, gratuit. Așa că dacă vreți să primiți un kit de îngrijire Effaclar pentru tenul gras, vă recomand să profitați de această mică broșură și de această mică ofertă din farmacii și așa oricum, încercând eșantioanele, puteți vedea și ce alte produse drăguțe mai descoperiți. Fetelor, sper că v-a plăcut acest review și că vă este de ajutor. Dacă aveți întrebări, sunt aici și puteți să-mi puneți orice fel de întrebare. Și nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, pe Instagram, să intrați pe blog pentru mai multe articole și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!